ziua! Da, ne-am întors. Da, voi, eu mănânc popcorn acum. Ne-am oprit aici. Și urmează să facem... Nu am idee ce a fost asta. Vom face un... Uite pe Knuckles. What's the matter? What are you waiting for? Chiar, spune corect. De ce pierdem timpul acum? Hai să mergem. Hai să ne gândim un pic. Tales original, înainte să-l găsim noi pe Dr. Eggman în episodul 2, vrea să-mi arate avionul lui. Și, scuzați, am mâncat popcorn. Vrea să-mi arate avionul lui. Păi hai să vedem. Din moment ce Eggman are o navetă spațială, mai exact, o navetă simplă. Da, unde e Tails? Tails, trebuie să fie... sfârșit. Sonic, wait here for a second. Așa, deci să fiți... Nu vă așteptați la prea multe de avionul ăsta. Pentru că e unul de ăla de tip vechi. Dacă clipul ăsta vă face poftă de popcorn, vă rog frumos să nu scrieți asta în comentarii. Glumeam, nu primesc niciodată comentarii la clipuri, dar ce obțin am view-uri și like-uri. Nu prea-mi pasă de comentarii. Bine, asta e frumos. Da, v-am zis că avionul nu-i cine știe ce. Hai. Da. Ador popcorn. Sonic, hop in! Da. Hey, Sonic are iarăși burta lui originală. Da, exact. Un avion trebuie de făcut hec la altă textură decât aia lui Sonic original. Și acum, e bine, v-ați dat seama, noi deja suntem în joc. Ce trebuie să facem noi aici, e să țintim în avioane, să le distrugem. Nu înțeleg, de ce trebuie doar să distrugem avioane? Puteam să ne urcăm pe corabia lui Eggman. Că dacă avem un avion... Nu, că te rup! Bine. Ok, alea au plecat deja. Na? Nu! Eu mănânc popcorn! Sunt un pilot care mănâncă popcorn! Suntem în lumea popcorn. Ei, vreți să ne ardem? Hai să ne ardem. M-am bronzat. Orbesc. Wow, tot n-am... Ha, m-a rănit un pic, da. Shit. Te rog. Da. Yes. Așa, noi trebuie doar să distrugem avioane în nivelul ăsta. Dacă nu v-ați dat seama. Noi nu intrăm pe corabia lui Eggman încă. Din păcate. Nici nu am idee de la ce s-a gândit Tails. Haide noi să distrugem niște avioane. Altceva să nu mai facem. Hai să lăsăm pe Eggman în pace cu toate smaraldele furate. Jesus Christ, Tails, credeam că ești un geniu, pilot. Și acum, nu, și acum eram pe care să mor. Mor, da. Ador popcorn. Hai, te rog. Da, muriți toți. Așa, gata, de aici nu mai trebuie să apăs pe butoane. Că deja gata, începem. Cutscene-ul. Pe care îl numesc eu cutscene-ul, what the fuck. We did what? We did kill some planes. Tails. Shut up. Exact. Tu crezi că ai câștigat nivelul, da? Mai exact? Tu ai pierdut nivelul. Pentru că noi cădem. Exact. Noi cădem. Și da, urmează mai departe să trecem de
Să trecem la partea fițoasă a episodului, dacă vedeți titlul. O, ce naiba? Sonic aleargă căzând, da? Să se legă așa. Tails? Tails? Tăcere. E creepy. E creepy as hell, bros. Doamne, e creepy. Creepy as hell, uitați-vă la asta. Creepy as hell. Ok, să ajungem la partea fițoasă a episodului. Nu e asta partea fițoasă. Partea fițoasă e acolo. Care se numește? Amy Rose. Da, exact, Amy Rose. Cea mai fițoasă fată din universul Sonic the Hedgehog. O urăsc. O urăsc total. Mâncând popcorn. Iarăși un sunet tare ciudat. Deci zici că e o fată de la noi din clasă, Dumitreasca, care e foarte fițoasă. Deci, nu știu unde a dispărut Amy. Da, bine că a dispărut. Acum noi... De ce trebuie să facem? Nici nu știu ce facem acum. Am jucat un nivel și mi se pare cam scurt episodul ăsta. 6 minute, nu-i mult. Știți ce? Hai să mai jucăm și următorul nivel. Că următorul nivel va fi... Începe aici. Perfect. Apare robotul ăsta de... porcăria asta. Și asta e anume partea pe care o urăsc eu la Amy cea mai mult. Nu ascultă niciodată de cei mai mari. Uite că intre aici și intră în Twinkle Park. Adică atunci când noi trebuie să ne luptăm cu un robot, ea intră într-un parc de distracții. Exact. Ea intră într-un parc de distracții. Și numiți asta nu enervant. E fițoasă și enervantă și mă amintește de Dumitreasca. Cred că atât pentru episodul ăsta. E bine, doar l-am lungit cu un cutscene. Ăsta e nivelul numit Twinkle Park. Și nu cred că o să... Da, cam atât pentru episodul ăsta. Baaa!